Pentru mine s-a întâmplat o dezamăgire, nouă dezamăgire. Am convocat ședința Consiliului Local pentru astăzi la ora 17 și, din păcate, nu s-a putut desfășura din lipsa cvorumului necesar pentru desfășurarea unei ședințe a Consiliului Local. Lucrul ăsta se întâmplă, după părerea mea, din anumite rele intenții, ambiții din partea unor oameni care cred că n-au nicio legătură cu comuna Daia. Au găsit în Daia unul, două caractere de oameni non-valoare și încearcă cu orice preț să ne împiedice proiectele de hotărâri, dezvoltarea comunei. Pentru că ați amintit de proiecte de hotărâri, ce era pe ordinea de zi astăzi, ce era important? Aveam astăzi o ședință foarte importantă pentru comunitate. 18 puncte pe ordinea de zi. Printre cele mai importante ar fi aprobarea cofinanțării de 2% pentru un proiect câștigat de către școală de 13 miliarde de lei, 13 miliarde și jumătate din ce știu. Trebuia să aprobăm cofinanțarea. Din cauza asta, proiectul stă pe loc. Nu se poate merge mai departe. După care, achiziționarea unui buldoescavator. Se pare că nu se dorește să avem și noi un utilaj, să ne putem gospodări singuri, așa cum e normal să se întâmple, așa cum au toate comunele din jurul nostru. Dacă am avut ghinionul să nu putem lua pe fonduri europene, pentru că nu suntem în niciun gal, nici măcar leasing, se pare că nu vor, domnul consilier, să ne aprobe documentația pentru o achiziție simplificată. Mai Alte sunt, proiecte? da, școala și grădinița, pentru a putea demara procedura de licitație, de a le încărca, de a face tot ce trebuie pentru proiectele respective aprobate în PNDR 2, trebuie să modificăm titulatura. Și astea două erau două puncte foarte importante, pentru că nu mai putem să începem toamna asta, va trebui să începe din primăvară. Asta, bineînțeles, dacă reușim să ne înțelegem cu Consiliul. Validarea a doi consilieri, iarăși un lucru destul de important și grav în același timp, pentru că sunt doi consilieri, au toate documentele din partea partidelor, au întâlnit toate condițiile și domnii consilieri efectiv nu vor să-i valideze din anumite temeri. Probabil se tem că nu mai pot să aibă majoritate sau nu înțeleg. Menționați la un moment dat ceva de niște premii pentru copiii cu rezultate foarte Da, bune. am promis la începutul anului școlar copiilor că cei mai buni din clasele 5-8 vor primi câte o tabletă. N-am reușit să le acordăm